Marcel Reducanu a ținut un antrenament complet la grupa de vârstă sub 16 ani de la Academia de Fotbal a Stelei. Fosta Glorie Roș-Albastră a ținut o lecție tehnică pentru tinerii fotbaliști, a dat sfaturi și a demonstrat efectiv cum trebuie să executate unele dintre exerciții. Sunt copii buni, ce am văzut acum într-o jumătate de răsă, 40 de minute, se vede că au calități tehnice, încerc să fac același lucru ce fac și în Germania, ce mi-a plăcut și mie când am fost mic, multă tehnică coordonare, cum o să facem și niște combinații cu finalizare. Da, deci până acum decurge foarte bine antrenamentul. Ați văzut vreun Messi mai mic? Încă nu, mai avem, mai avem puțin timp să depășim un mesi. Înaintea începerii antrenamentului, Marcel Răducanu s-a întâlnit pe gazon cu o parte dintre foștii săi colegi de generație de la echipa Steaua a anilor 70, Teodor Angelini, Vasilea Elenei sau Laius Sădmăreanu. V-ați reîntâlnit cu foștii colegii, cum a fost reîntâlnirea? cu Sile, pe Sile l-am mai văzut la începutul anului ăsta, dar pe l-am văzut de când a plecat, de 41 de ani. Vă dați seama ce bucurie pentru mine să-l văd. Dar abia să mai vorbim puțin, am jucat în până la atâția ani și am avut succese și da, ne-am înțeles foarte bine, băiat super. George Ograru, coordonatorul Academiei de Fotbal a Stelei, a fost încântat de prezența lui Marcel Răducanu în mijlocul tinerilor fotbaliști de la Steaua. Se vede multă experiență, vedem că a reușit să capteze atenția jucătorilor imediat, este o persoană foarte plăcută și știe să facă imediat înțeles. Clar, multă experiență în spate, mult know-how, ne bucurăm că este alături de noi. Am văzut că alături de noi au venit și foștii lui colegi care lucrează în cadrul Academiei. Cred că și pentru el este o experiență frumoasă să fie aici, iar noi suntem privilegiați să-l avem alături de noi. Știau copiii cine este Marcel Reducanu? Le -a, a avut grijă antrenorul să le, să le povestească, cred că unii dintre ei au și uh, dat pe Google să uh, vadă cine este și uh, cu siguranță știau că o să vină astăzi la antrenament. Invitația este deschisă pentru toți cei care uh, iubesc Steaua și care vor să vină alături de de clubul Steaua, alături de Academia uh, Steaua din experiența lor, nu avem decât de, de învățat și uh, așa cum spunea și mai devreme, este un privilegiu să i avem aici și copiii să poată să, să vadă jucători care au făcut performanță pentru Steaua. Crem, vrem să creăm această punte între generații și să fie tangibilă pentru ei, pentru că orice detaliu este important în dezvoltarea lor.